Bine ai venit pe canalul meu! Este un canal despre hobby-uri și timp liber. În special aici vorbim mai mult despre tricotat, croșetat și alte chestii pe care le puteți face cu mânuțele voastre. Astăzi eu și cu prietena mea, Bella, am o nouă prietenă aici, cu care o să filmăm de acum încolo videoclipuri, este coprezentatoarea mea. Bună, Bella! O să vă vorbim astăzi despre părerea noastră. Am așa, da? Despre Ața Alize Diva Silk Effect. Ok, vă arăt și mai de aproape eticheta acestei ațe. Este vorba de Alize Diva Silky Effect. După cum vedeți, un ghem are 100 de grame și 350 de metri. Este o lungime foarte bună, ceea ce înseamnă că firul este destul de subțire. Aveți aici și compoziția. Bine, nu atrageți atenția la codul de culoare pentru că nu este cel din care am tricotat rochița. Din păcate am aruncat etichetele ca să vedeți codul culorii. Este o altă culoare asta. Este un maro de fapt. La instrucțiuni aici vedeți că e recomandă spălare manuală, dar vă zic eu că dacă o spălați în mașină nu este nicio problemă, chiar nu este, este foarte rezistent acest fir. Nu folosiți, bineînțeles, înălbitoare. Se poate călca, eu am și călcat-o și se vede foarte bine materialul după ce este călcat și se recomandă andrele între 2,5 și 3,5. Eu am croșetat-o, după cum spuneam, cu o croșetă de 2,5, iar cu andrele am încercat cu numărul 2 și se vede foarte bine. Eu din această ață am tricotat cu andrele, deci tricotat înseamnă andrele, un pulovăraș pe care nu l-am în prezent la mine, să vi-l arăt, dar am făcut și această rochiță cu croșeta. Croșeta numărul 2,5, cu toate că pe etichetă este trecut ca și croșetă între 1 și 3, eu am ales scala de mijloc și am croșetat cu 2,5. Ce pot să vă spun eu despre această ață? Mie mi-a plăcut foarte mult să croșetez cu ea, se croșetează foarte ușor. Am mers foarte repede această rochiță, nu știu, per total, cred că în 2 săptămâni, să zic, cam așa. 2 săptămâni, dar nu croșetat asidu de dimineață până seara, vă dați seama că mai avem și alte treburi. Nu stăm doar să croșetăm și să tricotăm. S-a așezat foarte bine. Un alt aspect foarte important este că după ce am spălat-o și am călcat-o, ața nu și-a schimbat deloc dimensiunile. Deci tot parametrii au rămas aceiași. Lungime, lățime, nu s-a modificat cu nimic. O să vă arăt, cred că de aproape, și cum arată ea în format tricotat, dar pe altă culoare, bineînțeles. Ce aș putea eu să vă mai spun despre această ață? Este 100% microfibră, ceea ce înseamnă de fapt acril, dar este un acril prelucrat altfel. Are un aspect puțin lucios, dar nu este deranjant. Este foarte alunecoasă, ca să zic așa. Obiectele din ața asta sunt foarte fluide, atât cele croșetate cât și cele tricotate. Eu, sincer să fiu, inițial am tricotat vreo 2-3 obiecte cu ea până acum, din trecut până acum, și nu m-am imaginat că ea ar arăta bine și în croșetat, dar am încercat și îmi place rezultatul. Ce pot să vă mai spun despre această ață este că este una de buget, ca să zic așa, o papiotă de 100 de grame costă între 6 și 7,50 lei, depinde de unde o cumpărați. Eu am prins-o și la niște reduceri. Pentru această rochiță am folosit fix un box de gheme, adică fix 500 de grame. Sunt 5 papiote într-un box, fix 500 de grame. Mărimea 36-38, ca să știți dacă vreți să faceți așa ceva. Încă un aspect important este să nu uitați că croșeta consumă mult mai multă ață decât andrelele. Da. Încă un aspect destul de important, poate pentru anumite
meșteșugărițe, așa, este faptul că dacă faceți margini, uite, eu am, aici am făcut niște popoțonări, ele nu sunt la fel de rigide precum ar fi un bumbac, să zicem, dacă tricotați din Flavia sau din bumbac comercializat sau din acele fire pentru macrameuri, alea au o rigiditate mai pronunțată, ca să-i spun așa. Asta este o ață mai moale, într-adevăr. Nu, dacă vreți să faceți ceva care să stea, nu știu, ca un fel de, să zicem, cum ar fi apretat sau ceva de genul ăsta, nu, nu merge, merg lucruri fluide făcute din el, lucruri care să curgă frumos pe corp. Ok, m-am gândit să vă arăt și de aproape cum arată marginea despre care vă vorbeam, aceste floricele, capete, dantele, cum să zic, folosite aici pentru terminațiile acestei rochițe. Vedeți, nu au o ținută, sunt destul de moi și fluide, mai ales după ce le calci, chiar se moaie destul de bine. Iar asta poate să vă dovedească și pisica mea, care este foarte încântată de ceea ce vorbesc eu aici. Ei îi place să stea pe lucrurile pe care eu le tricotez. După cum vedeți, și ața s-a așezat foarte bine la croșetă, deci se vede foarte bine. Mie îmi place cum a ieșit. Este foarte uniformă, să zic așa, s-a împărțit foarte, s-a așezat foarte uniform în croșetă. Concluzia este că, da, este o ață foarte bună pentru prețul pe care îl are, este o ață din care poți să-ți faci ceva frumos fără nicio problemă și nuanțele și paleta de culori pentru acest fir este extraordinară. Deci aveți de unde să vă alegeți foarte multe variante, nuanțe, de la alb până la negru, da, toate nuanțele, nuanțe de roșu, galben și tot ce vă trece prin cap. Această rochiță, nu știu dacă o puteți purta, să zicem, vara, când sunt 40 de grade afară. Ca și orice, de fapt, ca și orice obiect croșetat, nu merge neapărat purtat vara, decât dacă este ori 100% bumbac și este făcut cu un model foarte aerisit și foarte lejer, așa. Fie este, nu știu, in, amestec de mătase sau mai știu eu ce. Ăsta este microfibră, da? Aceasta este microfibră, ceea ce înseamnă un acril, de fapt, v-am spus și mai devreme. Dar toamna, într-o perioadă așa în care sunt 20 de grade afară, este super. Puteți să faceți rochițe și cu mânecă lungă și fără mânecă, le purtați cu un sacou, cu o geacă de piele, cu niște cizme ciocate și sunteți cea mai la modă și cea mai trendy din parcare. Cam asta pot să vă spun eu până în acest moment. După cum vă ziceam, o să inserez în decursul acestui videoclip și imagini cum arată această ață în andrele, da, tricotată. Eu vă doresc o zi minunată. Sper că vă este de folos sau vă sunt de folos review-urile pe care le fac eu pe acest canal. Abonați-vă la canalul meu dacă vreți să mai vedeți videoclipuri interesante în care apare și pisica mea, pam pam, și să nu uitați că este păcat să irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Eu vă pup, vă doresc o zi, seară nemaipomenită și ne vedem în următoarele videoclipuri cu alte chestii interesante, drăguțe și funny!